Timp de două zile, capitala folcului se mută în orașul lui Brâncuș și va aduce pe scenă tinere talente, dar și artiști de renume ai folcului românesc. La Târgu Jiu se va desfășura la sfârșitul acestei săptămâni cea de-a 19-a ediție a Festivalului Național de Folc și Baladă Poarta Sărutului. Festivalul concurs este un eveniment cu tradiție, un eveniment competitiv organizat de Școala Populară de Arte Constantin Brâncuș, Consiliul Județean Gorj, Primăria și Consiliul Local Târgu Jiu, Centrul de Cercetare, Documentare și Promovare Constantin Brâncuș, Ansamblul Profesionist Doina Gorjului, în colaborare cu posturi de radio și televiziuni locale și naționale. Acest eveniment are ca scop descoperirea a noi talente, dar... Acest eveniment are ca scop descoperirea și promovarea noi talente interpretative și de creație ale muzicii folk. Pe scenă vor urca nume sonore ale muzicii folk. Programul festivalului promite a fi și anul acesta unul de excepție. Sâmbătă, 7 august, ora 19, va avea loc tradiționalul concurs de muzică, iar după concurs vor încânta și încălzi publicul Maria Gheorghiu, Dan Vană, Mircea Rusu și Ana Maria Filip, câștigătoarea ediției trecute. Duminică, 8 august, ora 19, continuă competiția muzicală dintre tinerii interpreți, iar după concurs vor intra în atmosfera de poveste creată de vocile calde ale interpreților Dana Florian, Adrian Besnă, Emeric Imre și Mircea Bintilă. Juriul are în componența sa personalități ale muzicii de gen. Dan Vană, președintele juriului, Sorin Mingiat, interpret, Spiridon Popescu, poet, Maria Gheorghiu, cantautor și redactor Radio România și doamna Loreta Popa, specialist Muzeul Literaturii Române. Tot cu ocazia festivalului vor avea loc și lansări de albume discografice. Prețul unui bilet este de 15 lei. Un abonament pentru cele două zile costă 25 de lei, iar pentru copiii care au vârsta până în 7 ani, intrarea este liberă.